găsit tuturor la horoscopul motivațional al săptămânii 20-27 noiembrie. Vești foarte bune într-o săptămână în care pe cer se formează Marea Trină, cel mai benefic aspect din astrologie, pe zona banilor, pe zona muncii și a sănătății, pe ascensiune socială, deci puncte foarte bune și frumoase vor fi atinse de unele semne zodiacale în această săptămână. Stai aproape ca să vezi despre ce zodie este vorba, evident. Și trecem la treabă, nu înainte de a-ți reaminti să apeși butonul subscribe dacă vrei să fii la curent cu următoarele mele postări și nu uita că pe bilete.ro a apărut horoscopul ultra detaliat al lunii decembrie. O lună importantă pentru că știi, înveți din el cum să închizi lucruri, cum să deschizi lucruri. Și chiar dacă multă lume crede că în luna decembrie e despre vacanțe și Crăciun și sărbători, nu este deloc așa. Marile decizii se iau în decembrie. Horoscopul ultra detaliat te așteaptă acolo. Iar noi să trecem la treabă cu vești foarte bune pentru fiecare semn zodiacal în parte și începem cu berbecul, ascendentul pe berbec și cei care au luna natală în semnul berbecului. O săptămână în care vei simți foarte multă apreciere, căldură sufletească, prezență din partea celorlalți și va fi o stare de confort emoțional foarte plăcută. Este o săptămână în care poți începe o nouă relație sau s-ar putea să-ți faci planuri împreună cu partenerul sau partenera ta despre următoarea etapă a relației voastre. Taur, ascendentul pe Taur și cei care au luna natală în semnul Taurului. S-ar putea să rezolvi niște lucruri legate de o casă sau să investiți într-o casă pentru a spori gradul de confort în care trăiți. Este important ca în aceste zile să vânezi niște reduceri interesante, dar în același timp evaluează și ce poți recicla din casa ta. Este o săptămână în plus în care primești niște vești foarte bune din străinătate, de la un prieten, de la o rudă, de la o cunoștință. Gemeni, ascendentul pe Gemeni și cei care au luna natală în semnul Gemenilor. Ei, uite că se întâmplă și lucrul ăla pe care l-ai tot așteptat, în sensul că șefii au nevoie de prezența ta, de ideile tale, de strategiile tale și se bazează foarte mult pe voi într-o chestiune delicată de la serviciu. Poate ai de luat o decizie legată de o strategie, poate ai de luat o decizie legată de echipa în care lucrezi, dar cert este că în această săptămână ți se recunosc meritele pentru care ai luptat și te-ai străduit enorm de mult timp. Rac, ascendentul pe Rac și cei care au luna natală în semnul Racului. În sfârșit, îți vin niște bani și s-ar putea să reușești să-ți achiți acele datorii pe care le-ai făcut sau să rezolvi cu plățile lunare și îți recomand, asta e doar o sugestie, nu te apuca să cheltui aiurea acești bani. Nu te apuca să-i cheltui aiurea. Deci, vin bani, rezolvi o problemă financiară, dar ai nevoie și de niște resurse, ai nevoie și de niște bani puși deoparte pentru zile negre. Este o săptămână în care mulți raci s-ar putea să rezolve o chestiune legată de un al doilea loc de muncă sau să găsești o metodă să faci niște bănuți suplimentari. Leu, ascendentul pe Leu și cei care au luna natală în semnul Leului. Cam aceeași poveste ca și pentru vecinul tău de zodiac Racul. Se învârte treaba în jurul banilor. Dar dacă la Rac veneau banii, voi îi veți recupera. Poate cineva vă plătește, vă achită o datorie pe care o avea față de voi. Sau vă intră niște bani ca urmare a unei returnări. Poate s-a făcut o greșeală în sistem și se returnează niște bani. Sau poate găsești tu o chichiță legislativă care îți dă dreptul să eviți o plată. În orice caz, vei avea bani să te înscrii la niște cursuri, să studiezi ceva suplimentar
și s-ar putea să primești o sponsorizare. Fecioara, ascendentul pe fecioară și cei care au luna natală în semnul fecioarei. Ei bine, știți ce? Bifați în dragoste. De multă vreme n-am vorbit eu la fecioară despre dragoste, dar uite că a sosit și acel moment. S-ar putea să apară o persoană care este interesată de voi și s-ar putea să începeți să faceți niște pași mărunți, să vedeți dacă sunteți compatibili, să vedeți dacă rezonați unul cu altul. Este o săptămână în care dragostea te înveselește, te animă, îți dă un alt vibe, îți dă o altă direcție de viață. Și s-ar mai putea să fie o săptămână în care primești o ofertă tentantă de lucru sau un part-time job. Balanța, ascendentul pe balanță și cei care au luna natală în semnul balanței. Ce zici de niște oameni care vin cu niște bani și vă propun un parteneriat să faceți ceva împreună care să ducă la succes financiar mutual pentru toată lumea? S-ar mai putea să aveți parte în această săptămână de niște întâlniri plăcute, dar cu iz de afaceri, în care să discutați chestiuni legate de bani, să luați niște decizii legate de o colaborare, un parteneriat, o ofertă de muncă interesantă, care evident se lasă și cu o plată generoasă. Scorpion, ascendentul pe Scorpion și cei care au luna natală în semnul Scorpionului. Ei, uite, se întâmplă ceva la serviciu. Poate e vorba de un eveniment, poate este vorba de o întâlnire, poate este vorba de o celebrare sau un congres. Deci, o întâlnire cu mulți oameni, un eveniment în care vă veți pune calitățile ascunse în valoare. Bun organizator, veți reuși să puneți rotițele în mișcare și să faceți lucrurile funcționale. Este o săptămână în care reușiți să găsiți calea de comunicare perfectă cu o persoană complicată. Poate este vorba de o rudă, un coleg de serviciu, un șef sau o persoană mai tânără. Poate copiii v-au dat ceva bătăi de cap până acum și acum veți găsi metoda cea mai bună să comunicați cu ei și să-i faceți să înțeleagă ceea ce doriți de la ei. Și mai aveți mână bună la a cumpăra ceva pentru casă. Săgetător, ascendentul pe Săgetător și cei care au luna natală în semnul Săgetătorului. Ofertă să începeți un proiect. Ofertă să începeți ceva nou legat de meseria voastră, de talentele voastre. Sau s-ar putea să vină o ofertă de part-time job care să vă asigure niște bănuți în plus care să vă echilibreze bugetul. Este o săptămână în care o să găsiți niște prețuri foarte bune pentru niște produse, dar vă recomand să verificați și calitatea acestor produse. Și reușiți să îngropați securea războiului într-un conflict la serviciu. Veți găsi calea amiabilă și aici chiar nu glumesc, să-i manipulați pe cei din jur, astfel încât să se aplaneze toate. Capricorn, ascendentul pe Capricorn și cei care au luna natală în semnul Capricornului. Este o săptămână în care vă veți regla o chestiune ce ține de acte. Veți obține o semnătură la care sperați de mult timp și este o săptămână în care reușiți să faceți o curățenie generală în rândul prietenilor, în casă, la serviciu. Deci cuvântul curățenie în care arunci cei vechi nefolositori sau persoanele care îți doar o căpușă pe umerii tăi și te îmbarci într-o nouă experiență de viață total nouă și diferită. Vărsător, ascendentul pe Vărsător și cei care au luna natală în semnul Vărsătorului. S-ar putea să vi se aprobe un card de credit, s-ar putea să vi se acorde o mărire salarială, s-ar putea să găsiți o metodă să faceți niște bani și să ieșiți dintr-o gaură financiară în care ați înotat de multă vreme. Este o săptămână în care
O să colaborați foarte bine cu grupurile de oameni și o să luați parte la niște proiecte unde vă veți remarca foarte mult. Pești, ascendentul pe pești și cei care au luna natală în semnul peștilor. Vă recuperați niște bani. S-ar putea chiar să vină din mai multe surse această recuperare. E o săptămână în care vă echilibrați financiar și veți face niște achiziții, veți cumpăra niște lucruri de care veți avea nevoie și chiar nu veți regreta investițiile făcute. Apoi se rezolvă niște neînțelegeri legate de semnarea unor acte, semnarea unor documente în care sunt implicate niște rude și reușiți să ajungeți la un numitor comun cu o persoană din anturajul vostru, din familia voastră, care în trecut v-a făcut niște probleme. Dragii mei, să aveți o săptămână superbă, vă doresc. Nu uitați să apăsați butonul subscribe sau abonează-te în limba română și noi să ne vedem cu bine și la alte filmări și postări.